Traficul rutier va fi fluidizat pe drumul Național 1 în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei, odată cu darea în folosință a 4 pasarele în punctele cele mai aglomerate. Luni noapte, circulația a fost oprită pe mai multe porțiuni de drum pentru amplasarea acestora. Mai întâi s-a acționat în stațiunea Azuga. Specialiștii au folosit o singură macara pentru ridicarea ansamblului. Inițial, proiectul prevedea să o ridicăm cu 2 macarale, după masă la 6, când am făcut ultimele măsurători, ne-am dat seama că nu intră decât o macara, drept urmare s-au repoziționat niște urechi de prindere, ceea ce a întârziat cu oră, dovadă că la această oră a început ridicarea pe poziția pasarelor, nu avem nicio problemă tehnică. După cum a promis, vicepremierul Gabriel Oprea a ajuns în stațiunea Azuga și a urmărit desfășurarea lucrărilor de montare. Atât el, cât și ministrul afacerilor interne, Radu Stroie, sunt convinși că soluția găsită va fi una benefică, nu numai pentru fluidizarea traficului rutier, ci și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în zonă. Poate că turiștii sau cetățenii din cele 3 localități vor întârzia câteva zeci de secunde, dar în schimb vor merge pe aceste pasarele în siguranță. Este cel mai important lucru, o viață de om, dacă o salvăm, este cel mai important obiectiv. Sperăm o fluidizare a traficului, o reducere considerabilă a numărului de accidente, chiar dacă la început va părea așa absolut ceva ieșit din peisajul normal firesc. Chiar și oamenilor de aici, unora li se pare că poate nu e în regulă, așa este, însă noi trebuie ca și guvern să ne gândim și la zecile de mii de turiști care vin și pleacă săptămânal. Suntem încă în plin sezon. Autoritățile locale spun că lucrările au mers foarte bine datorită colaborării prietenești, dincolo de apartenența politică a fiecăruia. Un lucru foarte bun pentru oraș și pentru turiștii care tranzitează și orașul și DN1 și să sperăm că va fi de bun augur. Mulțumim din suflet, la modul cel mai serios, viceprim-ministrului domnului Gabi Oprea, domnului președinte al Consiliului Județean și toată conducerea centrală și locală. Am văzut că aici nu prea s-a ținut cont de culoarea politică, s-a lucrat așa, prietenește. S-a lucrat prietenește, s-a lucrat în echipă, împreună cu prietenul Sabin și cred că am dat dovadă de o demonstrație de forță și sper că și în continuare s-o ținem tot așa. Pasarelele vor fi montate provizoriu pe o perioadă de un an de zile, până la construirea unor pasaje pietonale subterane, dar autorităților li s-au făcut deja propuneri de îmbunătățire. Am primit azi o propunere ca măcar la una din pasarelele din București să punem lifturi la capete pentru persoanele cu dizabilități. O să dăm și bani să studieze această soluție și sper eu că până când se va termina autostrada, peste 3 ani, această soluție provizorie plus pasajele subterane se ducă la fluidizarea traficului și la creșterea confortului, inclusiv al cetățenilor care traversează această stradă principală. Montarea pasarelelor pietonale din stațiuni va continua și marți noapte, traficul rutier urmând a fi blocat pe anumite porțiuni între orele 1 și 5 dimineața.